Începem cu informația momentului. Avem reacția oficială a autorităților la documentul care a creat isterie astăzi printre români. Raed Arafat vorbește despre hotărârea care prevede interzicerea deplasărilor și faptul că izolarea va deveni obligatorie. Mihaela Torcea vine cu amănunte și ne aduce și bilanțul de ultimă oră al îmbolnăvirilor. Mihaela, bună ziua! Bun găsit, Laura. În urmă cu câteva ore a circulat pe rețelele de socializare un document conform căruia membrii grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase de pe teritoriul României au luat măsuri împotriva răspândirii infecției cu noul virus COVID-19 și potrivit acestui document sunt interzise deplasările persoanelor în afara domiciliului sau a reședinței cu câteva excepții. După ce acest document a creat o întreagă isterie în rândul românilor, în urmă cu puțin timp autoritățile au oferit un răspuns oficial. Astfel că, potrivit acestora, acest document este un draft. Într-adevăr, este un document real, însă nu se pune în discuție luarea unei asemenea decizii asta pentru că până în acest moment nu există nici măcar o propunere formală în acest sens. În plus, secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, a declarat în urmă cu puțin în timp, citez, România nu se află în situația altor țări cu un număr foarte mare de cazuri până în acest moment, iar măsurile pe care le propunem sunt măsuri care au în continuare caracter preventiv și care se limiteze răspândirea cât mai mult posibil, așa cum este recomandat și de către mai multe organizații internaționale. De asemenea, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, au fost sesizate și organele de cercetare penală pentru infracțiunea de divulgare fără drept a unor informații care nu sunt destinate publicității, faptă prevăzută cu închisoarea de la 3 luni până la 3 ani. Iar referitor la numărul cazurilor confirmate până în acest moment, există în România 308 cazuri de persoane care au contractat noul virus COVID-19. 31 dintre acestea au fost vindecate și externate 4.044 de persoane se află în carantină cărora li se efectuează teste pentru a se verifica dacă au contractat noul virus iar alte 45.432 de persoane sunt izolate la domiciliu și sunt sub supraveghere medicală Laura Mulțumesc Mihaela, dragii mei, e momentul să luăm o scurtă pauză de publicitate.